Bun găsit în linia întâi, vă spune Jimmy, un salut de colegul meu din regia tehnică, Lucian, cum anunța pe site-ul televiziunii, pe rețeaua Facebook Nova TV, dar și pe videotext astăzi, din tânăra generație de istorici, doctorul Liviu Câmpian ne onorează cu prezența, acceptând provocarea de a fi, iată, pentru a doua oră aici în linia întâi. Ne întâlnim, Liviu, după un an întreg, de ieri, trebuie să spunem, ca o noutate, cercetător științific gradul 3 în cadrul Institutului de Științe Socio-Umane din Sibiu, care aparține de Academia Română, fiind independent de ce înseamnă Universitatea Lucian Blaga sau alte universități. Felicitări pentru faptul că, o spun fără gratuiți în termen, reprezinți ceea ce înseamnă filonul, să spunem, cel care are foarte mult viitor în ceea ce înseamnă cercetare. Faptul că, să o spunem tot așa, poate îmi ierți această, să spunem, e doar un exercițiu de admirație, această dezvăluire că ai fi putut accepta un post foarte bine plătit în cadrul consulatului german, dacă evident concursul era câștigat, dar ai refuzat, să spunem, participarea la acest concurs, să spunem, datorită faptului că, iată, a venit această numire pentru ceea ce înseamnă cercetător științific gradul 3, repet, câștigat, cred că tot în urma unui concurs, în urma studiilor tale. Încă o dată felicitări și ne bucurăm că ne reîntâlnim cu o promisiune mai veche pentru a discuta despre Principatul Transilvaniei. Mă refer aici la o istorie, la dilemele istoriei. Noi am făcut o primă emisiune acum, Dumnezeule, aproape, cam au trecut an, vreo... Cam un an. Da, cam un an. Socotind pe baza nomenclatorului pe care am, undeva acum 10 luni, mai exact, discuția noastră și am rămas pe undeva dator cu o parte a doua a discuției despre ceea ce înseamnă istoria Transilvaniei. Un subiect, spuneam, controversat. Întotdeauna am apreciat la tine, să-i spunem așa, pozițiile nu neapărat radicale, dar foarte sincere în legătură cu cercetarea evenimentului istoric, dincolo de ceea ce înseamnă o cercetare de tip pozitivist, cauzal sau așa mai departe, punând în balanță toate argumentele și contraargumente. Despre organizația de stat și Transilvania în epoca Principatului, evident, în minutele următoare, văd că aduci niște cărți foarte veche, da, nu știu de unde sunt, de la material asta. Ilustrativ. Material ilustrativ, nu știu câte sute de ani au aceste cărți. 300-250. Dacă putem arăta, da, dacă îmi dai și mie una dintre ele să vedem la așa cadru. Dumnezeule, iată, avem aici Decretum Tripartitum Juris și așa mai departe. Ungarie, mă rog, da. O carte, Verboții, este, da, un dicționar, să înțeleg? Sau au... Nu, este prima lege a Ungariei și în același timp a Transilvaniei. Prima lege tipărită a Transilvaniei, nu este prima ediție, dar este, da, este o ediție de secol 18, este Dumnezeu, prima lege. Ținem în mână o carte de acum 3 secole. Cam ca așa, atare. Și astea două la fel. Și celelalte două și să le prezentăm fel, în cadrul. Da. Bun. De la acest, să spunem, decretum tripartitum al Verboții, să începem cu această epocă, că mulți consideră că ține această perioadă doar de epoca de aur al lui Gabriel Bethlen. Cât adevăr este? Și cât neadevăr, poate, sau cât, să spunem așa, stereotipie în gândire. Dacă aș începe cu epoca lui Gabriel Bethlen, aș lua povestea exact de la mijloc. Da. Și permiteți-mi în primul rând să vă mulțumesc pentru invitație și în al doilea rând o mică precizare sau o mică adăugare, să nu, da, cumva să fie problemă ulterior. Nu am fost numit în, da, postul respectiv, ci am susținut un concurs, da, da, cu, da, toate cele, a fost un concurs public. Și, deci lucrurile astea trebuie specificate să nu cumva să fie, să fie prost interpretate. În urma unui concurs, da, obținut postul de cercetător, sigur, științific, da, gradul 3 la Sibiu. La Sibiu. Asta este important, da, de subliniat. Bun. Revenind la epoca Principatului Transilvaniei. Da, epoca de aur a Principatului a fost într-adevăr domnia lui Gabriel Bethlen de la începutul secolului 17, dar la această domnie o să ajungem imediat și trebuie căutat în primul rând trebuie căutate originile Principatului Transilvaniei și anume, desigur, ele coboară adânc în evul mediu, pentru că epoca Principatului în istoria Transilvaniei este doar o etapă a istoriei Transilvaniei din cele mai vechi timpuri și până în ziua de astăzi. Iar originile trebuie căutate chiar în timpul domniei lui Matia Corvinu, după părerea mea, în a doua jumătate a secolului 15, când Transilvania era o provincie a regatului Ungariei și așa a fost timp de, da, 1000 de ani de la întemeierea regatului, din vremea primilor arpadieni,
și până la 1918, o epocă în care, cu bune cu rele, am ținut de Ungaria. Iar originea Principatului Transilvaniei, repet, trebuie căutat în a doua jumătate a secolului 15, în vremea lui Matia Corvinul, care a fost un monarh strălucit, a avut probabil cea mai strălucită domnie din istoria Ungariei, dar a creat, să zic așa, un colos cu cap de aur și picioare de lut. Pentru că, adică un stat cu vulnerabilități. Un stat cu vulnerabilități. Da. Puterea lui Matia Corvinu era practic armata lui de mercenari, care era susținută prin dările ordinare și extraordinare impuse an de an stărilor Ungariei. În momentul în care Matia Corvinu a murit, la 1490, la Viena, a izbucnit un război civil, iar câștigătorul războiului civil, Vladislav Jagiello, care era în același timp și rege al Boemiei, a acceptat un fel de contract, să zicem așa, cu stările Transilvaniei. Aceste stări ale Transilvaniei erau, de fapt, nobili, erau nobilii secui și nobilii patriciatul săsesc, da. Nobilii și, da. Nobilii și patriciatul săsesc, încă exista, da, o nobilime săsească. Contractul consta în faptul că regele a jurat să nu mai, nu numai că a promis, a jurat pe Evanghelie să nu mai ridice acea dare extraordinară pe care stările trebuia să o plătească în fiecare an. Bineînțeles, dincolo de orice jurământ, pragmatismul a făcut pe rege să ridice dările în continuare încă vreo 9 ani de zile, deci până la 1499, după care regele nu a mai ridicat această dare. Și rând pe rând, armata permanentă a lui Matia Corvin a fost dizolvată, cetățile de la Dunăre au fost pierdute rând pe rând și așa mai departe, încât, deși a reușit să mențină regatul Ungariei pe linia de plutire, să zic așa, până la moartea sa în 1516, totuși vechea strălucire a regatului Ungariei a fost subminată din interior, practic. Da. Dincolo de atacurile otomane permanente, dincolo de amenințarea habsburgică, dincolo de războiul civil, practic, deodată ce a dispărut baza socială a lui Matia Corvinu, deci această supraimpozitare care a fost catastrofală pentru populație, deci pentru regalitate în sine, pentru regat, deci, sigur, confiscată excesivă, să spunem, eu am crezut că era vorba de un pericol geopolitic, dincolo de acest aspect, fiscalitatea excesivă la care Matia și-a obligat proprii supuși, a dus practic la căderea, sau este una dintre cauzele căderii otomane, desigur, ce ziceați și dumneavoastră, cu amenințarea externă, cu situația geopolitică, toate astea au dus practic la căderea regatului Ungariei. Ghinionul, fatalitatea, istoria a făcut ca după Vladislav Jagiello, care era totuși un monarh bătrân și potrivit studiilor lui Ondraș Cubini, specialist cel mai reputat, regretat Ondraș Cubini, specialistul pe epoca jagiellonă, pe sfârșitul evului mediu și începutul modernității maghiar, practic, în felul ei, domnia lui Vladislav Jagiello dintre 1490-1516 a fost un succes, pentru că el a reușit cu bune cu rele să țină cât de cât la oaltă moștenirea lui Matia Corvinu. Dar ghinionul istoriei sau fatalitatea face că se urmeze la tron un adolescent, de fapt, da, nici măcar adolescent. Să-i spunem monarh care era, să-i spunem, experimentat acest Jagiello. Jagiello, sigur, el domnise cu vreo 20 de ani înainte, încă în Boemia și așa mai departe. Fiul său, Ludovic al II-lea Jagiello, a fost un copil de 10 ani în momentul în care a ajuns rege și, bineînțeles, lucrurile au mers din rău în mai rău, iar amenințarea otomană a crescut din ce în ce mai mult, mai ales după 1520, când pe tronul Imperiului Otoman a ajuns cel mai renumit dintre sultani, Suleiman Magnificul, care a făcut atâta furor pe la diverse seriale. La telenovelele Soliman sau Suleiman, cum îi spun românii. Exact. Da? Liviu, iată-mă o mică întrebare. Cronologic, atunci am văzut că sunt unele istorii care afirmă că, de fapt, principatul ca formațiune statală este între 1541-1691. Să înțeleg că originele sunt mai vechi, spui tu, în ceea ce înseamnă Matia Corvin, da, Jagiello și așa. Cele mai adânci origini, dacă vreți așa, dar practic chiar unul dintre profesorii mei de la Cluj folosea o expresie, durerile facerii principatului, facerii ale principatului Transilvania a însemnat un sângeros război civil. După moartea lui Ludovic pe câmpul de luptă de la Mohaci, trebuie explicat sau trebuie expus faptul că la 1526 Ungaria a fost copleșită de Imperiul Otoman și a fost învinsă definitiv într-o bătălie hotărătoare de la Mohaci din 29 august 1526. Și transformată în pașalâc. Nu imediat, pentru că pe tronul Ungariei existau doi competitori. Pe de o parte, Ioan Zapoia, care după gurile rele ar fi fost un nepot, un văr
Vitreg de-a lui Matia Corvinel, desigur nimeni nu poate băga mâna în foc, cum că unul dintre ascendenții lui Zapoi ar fi fost fiul Vitreg al lui, fiul din Florea lui Iancu de Hunedoara. Bun, lucrurile astea nu se pot ști, dar erau vehiculate în epocă. Oricum, cert este că la 1526 preferatul nobilimii a fost nobilul Ioan Zapoia. Dar pe de altă parte, vechile tratate matrimoniale și nu numai ale și succesorale ale Ungariei cu Habsburgii din Austria și din Germania prevedeau că tronul Ungariei să fie moștenit de către un membru al dinastiei de Habsburg. Și membru s-a găsit în Ferdinand de Habsburg, care fusese crescut practic la curtea spaniolă, și nu avea habar de Ungaria, nici de limba maghiară, nici de realitățile maghiare, nici de nimic, dar el era moștenitorul Ungariei. Și atunci regina Izabela, se spune Miaghelo, a trebuit să predea coroana, să înțeleg. Izabela apare puțin mai târziu în scenă. Mai târziu, da. Războiul durează practic între 1526 și 1538, când s-a ajuns la o situație de pat în care nici Habsburgii și nici partida națională, putem folosi ghilimele, maghiară, nu au reușit să se impună, și atunci a fost un acord secret la Oradea, secret pentru că nu știau otomanii de el, de Almider toți știau despre el, numai otomanii nu, dar și otomanii știau, numai se făceau că nu știu despre acordul de la Oradea Mare din 1538, care prevedea că în cazul morții fără urmașa lui Ioan Zapoia, tronul urmează să fie moștenit de Ferdinand de Habsburg. Dar, din nou, fatalitate, istorie, apare în scenă Izabela Jagiellonca, sora lui Sigismund Jagiello din Sigismund cel Bătrân din Polonia. Amintit din Polonia, da. Din Polonia. Și se căsătorește la 1540 cu Ioan Zapoia. Bine, era mai tânără ca el cu vreo 40 de ani, dar, în paranteză fie spus, era o fetișcană și el un babalâc. Da, am înțeles. Bun, și din căsătoria asta rezultă un fiu, Ioan Sigismund Zapoia. Da. Și asta a încurcat foarte mult socotelile. Ioan Sigismund fusese recunoscut de în alta poartă, așa, deși căsătoria nu trebuia să aibă loc, deși în alta poartă nu trebuia să se amestece în treburile Ungariei și ale Transilvaniei, fusese recunoscut și de asta la 1541, anul pe care l-ați menționat înainte, apare ca nașterea principatului Transilvaniei. De ce? Austriecii ocupă din nou Buda, deci vechea capitală, vechea cetate de scaun al lui Matia Corvinu, iar otomanii intervin și recuceresc cetatea în ideea de a o da fiului născut. Între timp, Ioan Zapoia, bătrânul Zapoia, murise la Sebeș de o boală îndelungată, de gută. Da. Mâncase prea bine, da. Bun. Da, mistreții. Deci, În ideea de a ceda ulterior Ungaria Centrală, deci ceea ce avea să devină pașalăcul de la Buda, copilului lui Ioan Zapoia. Deci lui Ioan Sigismund Zapoia. Însă, ceea ce la început a părut o situație temporară, a devenit o situație permanentă până târziu, că la sfârșitul secolului XVII, mai precis până la 1688, Ungaria Centrală a fost ținută de otomani și astfel vechiul regat, vechiul imperiu cu ghilimele de rigoare a lui Matia Corvinu s-a divizat în trei. Ungaria Superioară a mers la Habsburg, Ungaria Centrală era ținută de otomani cu pașă la Buda și Transilvania a rămas regat Ungariei. Ioan Sigismund Zapoia, recunoscut în parte de în alta poartă și de către alte puteri europene, de Franța și așa mai departe, a purtat până la sfârșitul vieții ca titlul de Rex Electus, deci rege ales al Ungariei. Și atunci vreau să te întreb, episcopul Oradei, acel George Martinuții, ce George Martinuții a fost locotenent regal, bun, în primul rând episcop al Ungariei, locotenent regal, tezaurar și în general sforarul de servici. El a ținut în frâu politica Transilvaniei și realitățile transilvanene, le-a ținut în frâu până la 1552, când i-a trădat familia Zapoia și a trecut de partea lui generalului austriac Castaldo, care a ocupat pentru scurt timp Transilvania. Dar când a vrut să-l trădeze din nou pe Castaldo, a trimis o acțiune de comando la el, la castelul său din Vințul de Jos, și l-a omorât. Așa, a fost o adevărată acțiune de comando, cum vedem prin filmele americane. Pe acest om sfânt, episcop al Oradei, spune. N-a fost deloc sfânt. A fost mai degrabă un sporar, spune tu. Da. Un non-sfânt decât un om sfânt. Exact. Așa. Din cauza sa, regina Izabela a trebuit să renunțe la tron. Din cauza sa a urmat un exil de 4 ani de zile, iar regina Izabela și-a recuperat tronul cu ajutorul domnilor țărilor române, cu ajutorul lui Lăpușneanu și a lui Mircea Ciobanu din Țara Românească.
Deci a fost o epocă de, cum să zic, nașterea Principatului Transilvaniei, despre care a scris Cristina Feneșanu o carte foarte interesantă, de recomandat, nașterea... Constituirea, le numea profesorul de la Cluj, da, au fost, chinurile facerii au fost Transilvaniei. Dar destul de complicat, să spunem, o perioadă de suferință. Dar dincolo de situația a început să se restabilească practic după 1557, după un an de zile după ce familia Zapoi a reluat tronul Ungariei, practic, încă nimeni nu știa care treaba cu Principatul Transilvaniei, încă se vorbea despre un regat al Ungariei. Abia prin tratatul de la Speyer, de la 1570, urmează domnia lui Ioan Sigismund Zapoia. Lucrurile a fost o domnie scurtă aceasta sau nu? Nu, a domnit, una de iure a domnit practic 30 de ani. 30 de ani, nu? 30 de ani, de fapt a domnit cam 20 și vreo 5, așa. Da, când era rege minor, nu l-a înlăturat Soliman pe el? Sau pe... Nu, Soliman l-a recunoscut în 1500... Da, până la urmă, am înțeles. Da, în 1551 l-a recunoscut și după ce a revenit în 1556, a primit berat de recunoaștere și așa mai departe. Și întotdeauna titlul purtat de Ioan Sigismund în diplomația otomană era de Kral Zade, adică fiu de Crai. Niciodată Kral, deci rege Crai, ci Kral Zade. Asta a fost și în titlu, și în diplomația latină. Rex Electus, întotdeauna. Da. Situația s-a complicat însă după moartea lui Ioan Sigismund Zapoia în 1570, când a fost ales ca voievod al Transilvaniei, ca stăpânitor al Transilvaniei, Ștefan Bathory, unul dintre nobilii de frunte ai țării. Prin tratatul de la Speyer, el a renunțat la titlul regal în schimbul autorității asupra tuturor cetăților din Transilvania. Practic a dat stăpânirea de iure pe cea de facto. Da. Cetățile din Transilvania s-au supus, armata Transilvaniei s-au supus, stările Transilvaniei s-au supus și de aici, practic, după părerea mea, mai degrabă din 1570 se poate vorbi de un principat al Transilvaniei, deși ca organizare statală, deși titlul de fapt de principe apare mult mai târziu, în epoca batoreștilor. Aș insista mai puțin acum asupra istoriei politice. Desigur, este fascinant și prea puțin cunoscută istoria politică, dar aș insista prea puțin, adică aș pomeni epoca batoreștilor. De la 1570. Cum ai vedea rolul acestei familii vechi, să înțeleg, de foarte vechi. Este o familie, a început să se manifeste în vremea lui Sigismund de Luxemburg, dar apogeul familiei a fost atins fără doar și poate în timpul Mihai Viteazu. Nu, în vremea lui Matia Corvin. Matia Corvin, da. Da, înainte ca ei să stăpânească domeniul de bază Eced, ei aveau domeniul Sanislofi în Ungaria, da. În fine. Deci sunt povești anexe, adiacente și destul de complicate. Și acest Andrei Bathory, cardinalul și toți ceilalți ajungem imediat. Sigur că da, sunt descendenții târzii ai familiei. Da, ai familie, da. Dar familia Bathory se numărau printre magnații Ungariei și asta i-a permis lui Ștefan Bathory, în 1575, să fie ales chiar rege al Poloniei, lăsându-l pe fratele său, Cristofor, în calitate de voivod al Transilvaniei și locțiitor al său. Este o perioadă în care Transilvania se manifestă în plan internațional, este o perioadă în care de liniște, de prosperitate. Bine, sigur, mai este câte un pretendent, mai este câte un mic scandal, câte un plănuire de asasinat politic, ca peste tot locul, dar în general este o perioadă de prosperitate. Cancelarul Wolfgang Bethlen, care a scris o istoria Transilvaniei în secolul XVII, aici publicată la 1780, este ediția prima Eu tot nu mă reprim curiozitatea, cum ai reușit să faci rost de asemenea cărți prin anticariat? S-a nimerit să ajungă în stăpânirea mea. Deci cancelarul Wolfgang Bethlen... Dar cred că au o mare valoare, repet, din punct de vedere, mă gândesc la vechime și faptul că cele mai din toate punctele în stare... În stare impecabilă. Deci Wolfgang Bethlen zice că în epoca batoreștilor, Transilvania și-a atins apogeul economic. Zice el, descrie în volumul, nu știu, cred că în volumul pe care l-aveți dumneavoastră, în volumul 3, dacă ăla e. Volumul 3, da. Ăla e. Așa, Domus deci, Quintus. Nu. Deci în ăsta din fața mea. Descrie că în epoca batoreștilor oamenii au atins prosperitate, apogeul prosperității economice, construindu-și case din cărămidă, acoperindu-le cu țigle, orașele s-au fortificat. Deci a fost o perioadă foarte prosperă, ceea ce a și permis Principatului Transilvaniei să se amestece în războiul de 13 ani. Desfășurat între casa de Habsburg pe de-o parte și Imperiul Otoman pe de altă parte. Este
perioada dintre 1593-1606, perioada în care are loc și episodul Mihai Viteazu, despre care nu avem timp acum să corect, discutăm, dar este perioada care aduce Transilvania în prim plan. Desigur, orice acțiune are repercusiuni favorabile și defavorabile. Acțiunile defavorabile pentru Transilvania a fost, pe de o parte, ocuparea militară a lui Mihai Viteazu, pe de altă parte, ocuparea militară habsburgică a generalului George Basta. În orice caz, după 1600 au urmat 5 ani de război civil în care practic tot ce au reușit oamenii, tot populația Transilvaniei să adune în curs de 50 de ani s-a făcut praf și pulbere, s-a ales pulberea de tot. Datorii, nu mai vorbim, în alta poartă și-a înăsprit pretențiile asupra Transilvaniei, pentru că principele Transilvaniei, unul dintre cei mai străluciți de altfel, Ștefan Bocskoae, și-a obținut tronul cu ajutorul turcilor și al tătarilor și deci a trebuit să plătească tribut și așa. Bun. Treaba este că după această perioadă nenorocită a urmat o perioadă de prosperitate exact în timpul lui Gabriel Bethlen, despre care pomeneați la începutul acestei emisiuni. Atunci puteam povesti de o epocă de aur a principatului. O epocă de aur, da, și epoca racoțeștilor. Da. În această epocă, Transilvania iarăși s-a manifestat în plan internațional, s-a impus în plan internațional, a devenit practic arbitru Europei Centrale, pentru că a deținut... Nu vine să cred, da? Bă, așa rol avea? Da, a deținut, nu diplomatic, chiar și politic și militar. Da. A deținut, deci, pe Transilvania, Ungaria Superioară, ce ar corespunde astăzi cu Slovacia, ba chiar și o parte din Cehia, au ajuns în vremea lui Bethlen, au ajuns sub porțile Vienei, deci a fost la un pas să recucerească Viena și Viena să devină un oraș supus al Transilvaniei, cum fusese în vremea lui Matia Corvinu, când fusese oraș supus totuși al Ungariei, nu numai al Transilvaniei. A fost o epocă de aur și nu a fost doar în vremea lui Bethlen, ci și a lui Gheorghe Racoții senior și a lui Gheorghe Racoții junior, ceea ce a făcut să-l apuce pe Gheorghe Racoții junior, dacă pot să-mi permit o expresie mai puțin academică, să-l apuce fumurile de domnie, pentru că el vrea să fie un Ștefan Bathory Redivivus și să fie ales ca rege al Poloniei. Sigur, în Polonia se desfășura un crânce în război civil în care au intervenit cazaci, tătari și așa mai departe, splendid descrise de altfel de Sinchievici în trilogia Prin foc și sabie, Potopul și Pan Volodiovski. Racoții a încercat să ia tronul Poloniei în 1656, dar din păcate aliații săi nu s-a coordonat cu aliații și mai ales aliații polonilor, tătarii de data asta, au fost toate combinațiile posibile, când polonii împotriva tătarilor, când polonii cu tătarii, când suedezii cu... Era practic blocul catolic, Liga Protestantă, ăștia se confruntau prin Europa și popoarele necreștine care treceau de o parte sau de alta în funcție de necesitățile... Asta, fiecăruia. Vorbim de contextul acelui război de 30 de ani sau nu? După războiul de 30 de ani, deci după Pacea Vesfalică, mă refer la 1656. Da. Desigur, fapta lui Racoții nu a putut trece neobservată, pentru că toată asta, deși s-a desfășurat fără implicarea porții, s-a desfășurat fără acordul porții și a urmat, bineînțeles, pe de o parte, condamnarea... Deci, Racoții a pierdut campania din Polonia, a pierdut toată armata Transilvaniei, floarea nobilimii Transilvaniei, plus artileria, plus toate armele și tot ce a dus în Polonia. Au fost pierdute în favoarea tătarilor. Nobilii s-au răscumpărat, care au reușit să se răscumpere rând pe rând din captivitatea tătară, s-au întors înapoi în Transilvania. Unii dintre ei au intrat iarăși în viața publică, alții nu și bine au făcut. Treaba este că a fost total dezaprobată această campanie poloneză și mai ales a fost sancționată de către înaltă poartă. La 1658 a urmat o groaznică repercursiune otomană. De fapt, turco-tătaro-moldo-munteană a fost o invazie care a făcut Alba Iulia praf și pulbere. De unde Alba Iulia a devenit centrul principatului Transilvaniei, o a doua Buda, dacă vreți așa, o a doua capitală cu pretenții, cu care, cum să zic, era recunoscută la nivel internațional. Deci Alba Iulia trata, să zicem, cu Parisul, Alba Iulia trata cu Cracovia, Alba Iulia trata cu Moscova, deci nu era de aici de acolo. A fost practic arsă până în temelii de către turci și de către tătari și de asta ulterior principii au rezidat mai degrabă la domeniile princiare, la domeniile fiscale, dacă vreți așa, din țară, la cetatea Deva, la cetatea Făgărașului, la cetatea Guriu, să mai știu pe unde, sau chiar pe propriile domenii. Opofi a domnit destul de multă vreme din Dumbrăveni, pentru că Dumbrăveni era stăpânirea lui și a domnit de acolo.
De fapt, oricum, în vremea lui Opofi, el a fost ales printr-o conjunctură, aici este o anecdotă foarte interesantă povestită de cronicarul Mihai Cere Ianoș, da, că după toate problemele cu intervenția tătarilor, cu intervenția turcilor, turcii erau în țară și s-a pus problema cine să domnească în Transilvania. Și pașa era la Ungheni lângă Târgu Mureș, pașa de Ali Pașa din Timișoara era la Ungheni lângă Târgu Mureș și a zis care e cel mai apropiat nobil. A întrebat asistența. Prima dată i s-a oferit principatul viitorului cancelar Mihai Telechi. Și a refuzat principatul. Și alți câțiva candidați au refuzat candidatura la principatul Transilvaniei și au zis: Nu. Și cel mai apropiat. Cel mai apropiat era Opofi. Stătea liniștit la Dumbrăveni și își vedea de gospodărie. Și a venit Alaiu Otoman să-l ducă să-l facă domn. Dar nu știu care e treaba. Și povestește cronicarul că s-a dus cu lacrimi în ochi, n-a știut la ce să se aștepte. Deci și el fusese cu racoții în Polonia, a fost captiv la tătare, abia s-a răscumpărat, a venit acasă și a crezut că a scăpat de viața publică, să-și vadă liniștit de gospodărie și mai ales de pasiunea lui pentru mecanică. Făcea diverse mecanisme, ceasuri și așa mai departe și chiar a scris tratate de chinetică, deci a fost un om foarte inteligent și nu-l interesa deloc puterea politică. Dar a fost chemat, a fost dus practic cu forța și s-a dus în lacrimi, a plecat din castelul său de la Dumbrăveni în lacrimi și a sărutat soția și copiii și slujitorii, plângeau cu toții că au crezut că pașa îl duce să-l taie. Bineînțeles, nu a fost așa, i-a dat caftanul de domnie și cuca și buzduganul și l-a numit principe al Transilvaniei. A fost numit în silă și a domnit în silă. Practic, treburile principatului Transilvaniei în vremea lui Opofi au fost ținute în mână de cumnatul său, nu, de cuscrul său, fratele soției, Mihai Telechi, cancelarul Mihai Telechi a ținut practic Transilvania în mână, cumnatul, așa. Da. Cumnatul. Și atunci vreau să te întreb, conacul de la Mălă în Crava, prințul Charles, e fostul conac Opofi. Opofi, sigur că în domeniul lor. Sigur, una dintre stăpânirile lui Opofi. Și castelul din Dumbrăveni astăzi, în ce zonă mă refer? În Dumbrăveni mai există? Sau? Da, castelul este în picioare, din păcate, într-o stare deplorabilă, grație, să zicem așa, brilianților conducători ai orașului și nu mă feresc să zic asta pe postul public și oriunde, pentru că este nicio problemă. Este. Noi nu suntem recepționați, din păcate, acolo, că acolo e telefonul. Da, păcat, îmi pare rău că nu, dar bun, mă rog. Da. Astea sunt alte probleme, din păcate castelul e într-o stare deplorabilă și este un loc în care practic s-a semnat în 1685, s-a semnat capitularea Transilvaniei față de Imperiul Habsburgic. Habsburgic, da. Într-o primă fază, tratatul de la Dumbrăveni, care a permis staționarea trupelor habsburgice pe teritoriul Transilvaniei și în a doua fază, tratatul de la Blaj, care a prevăzut că cedarea puterii de către Opofi în mâinile autorităților imperiale. Și atunci, să înțeleg, era principat autonom sau nu? N-avea parlament propriu în secolul XVII, Transilvania. Autonom în sensul că avea guvernare, în sensul în care, nu știu, otomanii nu s-au implicat în problemele interne ale principatului Transilvaniei, dar din punct de vedere juridic, principatul Transilvaniei era vasalul Imperiului Otoman. Nu avea voie să aibă politică externă, din punct de vedere juridic. Practic, vă zic, s-a implicat în războiul de 13 ani, desigur, pe poziții ostile Imperiului Otoman. Am înțeles, S-a implicat în războiul de 30 de ani. A încercat racoții să ia tronul Poloniei și așa mai departe. A avut un statut special. Important este că principele Transilvaniei, din punct de vedere al raporturilor internaționale, principele Transilvaniei era corespondentul unui Beyler Bey din Imperiul Otoman și deci avea ca un însemn comandant provincial sau cum se spune, unei provincii, nu? Sau unui grup de provincii. Da, un grup de provincii, am înțeles. Ce se întâmplă? Deci semnul lui distinctiv era pe lângă căciula domnească, deci cuca, cum ar veni, buzduganul și caftanul, avea steag și trei tuiuri, adică trei cozi de cal legate de un par, de o suliță. Da. Pe când domnii țărilor române, deci voivodul Moldovei și cel al Munteniei, avea rang de bei și el purta ca însemn un steag și doar două tuiuri. Am înțeles, deci Beglere cumva Bey era de fapt mai mare ca beiul. Cum era. Și dacă cumva se întâmpla că un cap, deci capul unui voivod al țării românești era tăiat, el era dus doar pe un talger din alamă. Dar dacă era tăiat capul unui voivod, unui Beyler Bey, trebuia să fie dus pe o tipsie de argint în fața sultanului. Deci până și la asta, otomanii s-au gândit să facă distinție între asta.
Imperiu retrograd și expansionist. Sigur că da, total anacronic, deci pentru secolul 17-18 nu mai vorbim. Deci Imperiul Otoman a rămas practic în timpul domniei lui Suleiman Magnificul și tocmai faptul că nu s-au putut adapta la noile realități au avut de pierdut. Inclusiv Transilvania a fost pierdută din cauza faptului că Imperiul Otoman nu s-a putut adapta noilor realități. Eu am zis că a fost pierdut după tratatul de la Karlovitz, acela. Ajungem și la asta. În 1683, marele vizir Kara Mustafa Pașa, adică Mustafa Pașa cel Negru, încearcă să cucerească Viena, ziceau gurile rele, Cantemir era la curte otomană atunci și el scrie în istoria Imperiului, în creșterea și descreșterea Imperiului Otoman, că gurile rele constantinopolitane vorbeau că Kara Mustafa a încercat să cucerească Viena pentru a face un Imperiu Otoman separat față de Imperiul Otoman cu capitala la Constantinopol, a cărui capitală să fie la Viena. A eșuat. Asta chiar nu știam. Deci a fost de fapt o aventură personală. Sigur că da. Și sultanul a fost în gardă, dar nu i s-a putut opune, pentru că întreaga armată era fidelă lui Kara Mustafa. Și eșecul i-a venit foarte bine sultanului, că sultanul s-ar fi temut de un succes exact, al marelui vizir. Rival, da. Și în succes a venit întocmai din amestecarea Poloniei în acest conflict, de partea Ligii Creștine de data asta. Kara Mustafa a fost bătut, s-a retras și după aceea a strangulat la Constantinopol în chip de pedeapsă. Dar austriece nu s-au oprit doar la subzidurile Viene, sau mă rog, Liga Creștină nu s-a oprit doar subzidurile Viene, ci a venit călare puntăvăluc de foc, îmi place foarte mult expresia asta, e tot de la Sinchievici, în paranteză fie spus, au venit până la Dunăre și, cum ziceam și înainte, în 1685 l-a obligat pe Opofi să semneze tratatul de la Dumrăveni, în 88 tratatul de la Blaj, prin care Transilvania trece încet, încet sub stăpânirea austriacă. Mihai Opofi întâi moare la 1690. Și Transilvania devine, fără alte discuții, devine provincie Habsburgică. Habsburgică, am înțeles, fără să primește și un fel de Constituție, așa, în 1691, împăratul Leopold II, Constituție, prin care zice că le conferim supușilor noștri transilvaneni toate drepturile, privilegiile și tot ce dar au până fapt, acum. Era un mai puțin sau nu? Inițial nu, dar cu timpul chiar austriecii au încălcat această Constituție, strângând șurubul din ce în ce mai tare, până către 1848, dar asta este deja altă poveste. Ideea este că le-au acordat transilvanilor toate drepturile, toate privilegiile, toate cele, mai puțin de ius resistendi, adică dreptul de a opune rezistență în cazul în care nu le convine ceva. Liviu, nu-ți uita ideea, rămâne să luăm momentul de publicitate. După 4 minute de publicitate la Nova TV, ne vom întoarce iată cu dilemele istorie cu tânărul cercetător, gradul 3, prin concurs, la Institutul de Științe Socio-Umane din Sibiu, Institut Independent, doctorul Liviu Câmpian din generația tânără de istorici, despre ceea ce înseamnă istoria controversată a Transilvaniei. Dar până atunci luăm publicitatea. Anunțul tău de vânzare sau închiriere poate fi postat acum TV și online pe Nova Imobiliare. Vinzi mai repede și mai eficient. Imobile, terenuri, spații comerciale. Nova Imobiliare, un partener de încredere. Prin Expert Broker Asigurări Media și puteți încheia în condiții avantajoase cu reduceri de până la 25% următoarele asigurări. RCA Casco pentru autovehicule, asigurare obligatorie a locuințelor, clădiri și bunuri, pensie și sănătate, risc financiar, consultanță și regularizare daune. Expert Broker Asigurări. Eficiență, experiență, tradiție în domeniu. În Mediaș, șoseaua Sibiului numărul 176A, strada Unirii numărul 13 și în incinta Kaufland. ConfMet, peste 20 de ani de experiență în domeniul confecțiilor metalice și a structurilor metalice. Fier forjat, confecții metalice de inox și aluminiu. ConfMet execută balustrade și scări interioare și exterioare, copertine, garaje și hale, mobilier decorativ, porți și garduri. Mediaș, strada George Topărceanu, numărul 16, pe platforma Vasia. No silver or no gold could dress me up so good.
S-a deschis la Mediaș salonul Chloe, cel mai nou concept în domeniul înfrumusețării, care îmbină dotările și serviciile de înaltă calitate din domeniul hairstyling, cosmetică, make-up, manicură, pedicură, masaj și electrostimulare corporală, precum și designul și amenajarea elegantă și rafinată a salonului. În premieră pentru media, Salon Chloe oferă într-un loc special amenajat servicii de hairstyling pentru copii. Mediaș, strada Turnului, numărul 4. Doar cu Atlasip beneficiați de curse România-Germania începând de la 85 de euro. Acum puteți cumpăra bilete online cu reducere pe site-ul www.atlasip.ro. Vă așteptăm în agenția Atlasip din Autogara Mediaș, strada Unirii, numărul 2A. Plecări din Mediaș în fiecare marți, miercuri, vineri și sâmbătă. Pentru un plus de confort, călătorește cu Atlasip Premium. Siguranță, confort, rapiditate. Anunțul tău de vânzare sau închiriere poate fi postat acum TV și online pe Nova Imobiliare. Vinzi mai repede și mai eficient. Imobile, terenuri, spații comerciale. Nova Imobiliare, un partener de încredere. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Fiind implicate două autoturisme. Cu amănunte vine acum subcomisarul Luciana Balteș de la Poliția Sibiu. Accidentul s-a produs pe fondul unei depășiri neregulamentare. Șoferul unei mașini care circula spre Sebeș a intrat în depășire. Alo? Mamă, eu sunt. Ajută-mă! Am avut un accident. Ți-l dau pe domnul avocat. Bună ziua! Sunt avocatul Popescu. Doamnă, e grav. Fiul dumneavoastră a lovit o fetiță pe trecerea de pietoni. Ascultați-mă cu atenție. Nu avem timp. Trebuie să veniți cu 10.000 de lei să închidem gura părinților. Altfel băiatul face pușcărie. Înțelegeți? Hai, domne, termină cu prostiile astea. Asta n-a mușcat. Lasă-mă că mușcă următoarea. Poate chiar mama ta. Nu te lăsa păcălit. Campanie derulată de Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu cu sprijinul Teatrului Național Radu Stanca Sibiu. Partea a doua emisiunea noastră, ultimele 9 minute alături de tânărul istoric, vă reamintesc, cercetător științific gradul 3 de ieri la Institutul de Științe Socio-Umane din Sibiu, doctorul Liviu Câmpianu, și sperăm, Liviu, ca peste câteva luni, știu eu, poate în toamnă, să mai discutăm, depinde și de timpul tău, de tema de cercetare pe care o ai, și poate atunci când există o chestie de noutate, să spunem, în cadrul dilemelor istoriei, așa cum aici a fost invitat și va fi în continuare doctorul Vasile Mărculeț, Mihai Chiria, care pregătește și el o lansare în aprilie, am înțeles, a temei sale de doctorat sub forma unei cărți și așa mai departe, și cei la Sandu Bucur și prietenii noștri cei care fac istorie în diferite, evident, epoci și pe specialități, să fie prezenți cât putem aici în linia întâi. Mă reîntorc la, să spunem, o concluzie, pentru că timpul ne presează, a ceea ce înseamnă partea socială, să spunem, a Principatului Transilvaniei. Sigur, deci dincolo de aspectele politice ori militare ale Transilvaniei, istoria Transilvaniei merită studiată. Deci, pe de o parte,
că face parte din istoria României și, cum am discutat și în alte contexte, este destul de pusă la colț, așa să zic, că, într-un simplu motiv că, virgulă, conducătorii nu au fost români. Nu, dar au stăpânit peste un teritoriu locuit și de români. Deci Transilvania este un model de conviețuire etnică. Unitate în diversitate, nu? Asta este sloganul Uniunii Europene. Este un exemplu de multiculturalitate, de toleranță etnică, de toleranță religioasă. Desigur, eu nu zic acum că în Transilvania a curs lapte și miere. Au existat conflicte, au existat disensiuni, însă trebuie avute în vedere toate lucrurile astea și puse la locul un făgaș normal, care se cuvine, da, pur și corect. Simplu. Că degeaba ignorăm istoria Transilvaniei, să zic, în secolul XVI, pentru că au domnit batoreștii. Da. Bine, nu au fost români, dar aici au trăit și români, dar în egală măsură, și unguri în egală măsură, și sași, și în egală măsură secui și cumani și mai știu ce alte naționalități. Deci este o dovadă de conlocuire. De altfel, cine vrea să înțeleagă societatea transilvaniană în evul mediu, nu trebuie să o privească prin prisma actuală, prin prisma, sau mai ales cu atât mai puțin prin prisma secolului XIX, în care națiunile au început să se manifeste, iar elementul etnic a început să fie din ce în ce mai important. Și trebuie privit prin prisma realităților medievale. Evul mediu a fost o epocă a națiunilor, însă națiunea medievală nu implică sub nicio formă etnicitatea. Națiunea însemna un grup de oameni privilegiați, dar în aceeași timp și obligați față de autoritatea centrală. Națiunea era nobilii Transilvaniei, inclusiv nobilii români. Națiunea era nobilimea secuiască, bineînțeles, iobagii secui n-aveau ce să discute, ca și iobagii români, de altfel, sau iobagii sași, că existau de toate felurile. Deci erau și la sași. Bineînțeles, existau comunități de iobagi sași în Scaunul Mureș, în Comitatul Alba și mai știu eu pe unde. Și, desigur, nobilimea și patriciatul săsesc. Cu timpul, nobilimea săsească rurală s-a convertit, a devenit fie patriciat orășenesc, fie a fost, cum să zic, asimilată nobilimii în general a Transilvaniei. Este foarte interesant de văzut cum aceste națiuni medievale ale Transilvaniei s-au unit în 1437-38, în 1459, în 1490 și apoi inclusiv în tripartitul lui Verbeții, pe care îl aveți acolo cărți în față. Amintesc de trei secole care stau la documentarea acestei emisiuni, vorbesc la subiectul printre altele. Cartea pe care o aveți în mână este prima lege a Ungariei, elaborată în 1517 de către juristul Ișvan Verbeții, care ulterior a și ajuns cancelar al Transilvaniei și acolo, printre altele, legea recunoaște cele trei națiuni ale țării, practic, nobilii, sașii și secuii. De asemenea, se vorbește despre statutul special al cumanilor, al românilor și așa mai departe. Este foarte, foarte interesant că astea au fost statuate prin lege. La scurt timp după apariția tripartitului, sașii înșiși au elaborat o lege, deci este iarăși un exemplu în istoria juridică, este un exemplu Transilvania. Și nu în ultimul rând, în istoria ecleziastică. Dacă în evul mediu am avut în Transilvania două religii, catolicismul, să zicem, maghiarilor, a sașilor, a secuilor, deci catolicismul apusenilor, era și ortodoxismul românilor, slavilor și altor populații care erau pe teritoriul Transilvaniei în momentul în care au venit ceilalți. Iar din secolul XVI, destul de devreme deja, în prima jumătate a secolului XVI, a fost adoptată reforma. Mi se pare excepțional faptul că la 1557 stările Transilvaniei, de care vorbeam înainte, s-au întrunit la Turda, într-o dietă generală. Am zice astăzi o sesiune parlamentară. S-au întrunit și au acceptat cele patru religii recepte. Este vorba despre catolicism, despre luteranism, calvinism și unitarianism sau antitrinitarianism. Deci era o sectă a maghiarilor din Cluj, întemeiată de David Ferenc și de alți reformatori din ăștia din a doua jumătate a secolului XVI. Asta în momentul în care Europa era sfâșiată de războaie religioase, Germania, Franța, cam în aceeași perioadă, este noaptea Sfântului Bartolomeu, în care hugenoții protestanți francezi sunt căsăpiți cu toți într-o singură noapte și așa mai departe. Transilvania este un exemplu de coabitare și din punct de vedere religios și din punct de vedere etnic. Dar, repet, nu vreau să se înțeleagă că aș sugera într-un fel sau altul că în Transilvania a curs lapte și miere. Dovadă că sunt mii de documente cu procese de hotar, de moștenire, de nu știu ce. Bineînțeles, oamenii erau atunci ca și acum oameni cu ambiții mărunte, cu dorințe și cu diverse păcate din astea micuțe,
care pot fi surprinse din documentele păstrate și dar dacă privești la nivel global, se vede acest exemplu de conviețuire din toate punctele de vedere, ce să mai vorbim la nivel cultural. În perioada Batoreștilor, de pildă, se pune baza Universității Clujene. Ștefan Batori, ca rege al Ungariei, îl trimite pe Alfonso Carillo, un jezuit, și întemeiază Colegiul Jezuit Clujan, care este practic un premergător al Universității Clujene. Babeș-Bolyai, am înțeles. Deci, da, bine, se spunem, un timp. Totuși trebuie păstrată măsura și spus că nu există o continuitate din secolul XVI, deci din vremea lui Batori până în secolul XXI. Da. Pentru că la 1602, după apusul epocii Batoreștilor și așa mai departe, deci în vremea lui Ișvan Bocskai, iezuiții clujeni din Cluj și din Transilvania în general au fost alungați și automat colegiul a fost dat uitării. Dar totuși a fost întemeiat, au fost puse bazele unei instituții școlare. Ce să mai vorbim? În societatea săsească existau școli pe lângă parohiile astea săsești din Sibiu, din Brașov și mai departe, existau școli, gimnazii din secolul XIV. Reforma a contribuit la alfabetizare pentru simplu motiv că cine este protestant trebuie să se confirme în religia protestantă la 14 ani și trebuie să citească Biblia. Ori n-avea nimeni vreme în evul mediu să stea să-i predea cuiva Biblia sau să-i o citească. Deci fiecare învăța să citească, citea Biblia, susținea un fel de examen și era confirmat la vârsta de 14 ani. Dar asta a implicat implicit alfabetizarea. Mi se pare tot așa un exemplu din ăsta de transilvanism care mă face să mă simt mândru că sunt transilvanian. Faptul că într-o comună uitată de lume, lângă Saschiz, este comuna Criț, pe germană Deutschkreuz. Acolo s-a păstrat cel mai vechi regulament școlar al țării, regulament școlar al sașilor, desigur, al țării, 1593. În condițiile în care, prin alte părți, în 1593 se luptau pentru viață și moarte în țara românească, de pildă. Mă rog, începea răscoala lui Mihai Viteazu, ăștia deja își... Deci eram într-o epocă a cruciadei târzii, să spunem. Sigur că da. Dar ăștia deja își organizau salariul învățătorului și locuința învățătorului și condiția elevilor și cum trebuie să fie încălzită sala de clasă, să fie aduse lemne, părinții să dea lemne și să dea lemne și învățătorului să se încălzească în perioada în care nu-i... Criț la 1593. Hazardul face să fie cel mai vechi păstrat. Desigur a existat așa ceva și... Nu posibil. Sigur au existat și altele mai vechi. Atâta timp cât ai gimnazii atestate la Brașov și Sibiu în secolul XIV, imposibil să nu fi existat un fel de regulamente din astea interioare. O să zici, regulament interior, deci anterioare de 1593. Una peste alta, părerea mea este că istoria Transilvaniei ar trebui să-și reia locul pe care îl merită și chiar am un proiect cu niște prieteni specialiști pe diverse epoci, pe epoca romană, pe epoca migrațiilor, eu pe mediu, un prieten de-al meu pe epoca Principatului și așa mai departe, alții pe perioada modernă, pe epoca habsburgică, să facem un manual școlar și să-l propunem Ministerului Educației ca istorie alternativă. De ce să învăț numai despre istoria Holocaustului? De ce eu ca transilvanean, de ce un muntean n-ar afla de istoria unei bucăți importante din țara lui, nu? Sau un moldovean, de ce n-ar ști despre istorie? Noi știm despre Ștefan cel Mare, dar ei ce știu despre Sigismund Bator? Da, mai dreptate, sau despre Opofin, de care spuneți. Cu atât mai puțin. Cu atât mai puțin. Și vrem de să scriem un manual școlar după priceperea noastră, după cea mai bună priceperea noastră și după cea mai bună credința noastră, că nu vreau nici din rațiune faimă sau de glorie, nu de asta am nevoie, ci pur și simplu ca această istorie practic pierdută să fie restituită. Și copiii să învețe nu doar despre evrei, nu doar despre Hitler, nu doar despre războiul lui Napoleon, ci să învețe despre rădăcinile lor, de cine suntem și încotro ne îndreptăm. Bun, știu că am antecesorii obagi din scaunul Mureș. Și care e treaba cu asta? În egală măsură am... Ai spus tu, au fost obagi sași în comitatele din Mureș, numai români. Nu comitat, în scaunul, în era scaunul secuiesc Mureș. Și sigur, au existat și obagi sași, pe de altă parte am antecesori sași, sunt rodit într-un fel sau altul și cu ungurii, deci o adevărată sinteză transilvaniană, dacă vreți așa. Multiculturală, de care spuneai tu, apropo, și Edică Bun. Timpul, din păcate, a expirat acolate emisiunoase. Îți mulțumim cu o dată doctorului Liviu Câmpian. Sperăm generația tânără de istorici ca peste câteva luni, după ce trecem prin furcile caudine ale campaniei electorale,
electorale și după alegeri, să ne reîntâlnim undeva, să fim noi sănătoși în toamnă, pentru o altă discuție în legătură cu partea mai puțin cunoscută a istoriei Transilvaniei. Aș propune, dacă mi se permite, da? Despre personalități românești din Transilvania. Corect. Uite, ca fapt divers. Da. În paranteză fie spus, un cercetător, actualul director al Arhivelor Naționale, a scris teza de doctorat pe nobilimea românească din Transilvania, da, în a doua jumătate a secolului XV. Numără mai mult de 150 de persoane de români, dovediți 100%, sigur că sunt români, ca soli, administratori, comandanți militari, dregători la curtea regelui și așa mai departe. Ceea ce vorbește foarte mult despre locul și rolul românilor și a Transilvaniei în istoria... Păi, și o să-ți fac o contrapropunere, în sensul că poate mai bine să ne grăbim, că dacă îmi fac planuri pe timp mai lung, se amuză Dumnezeu și poate undeva în aprilie, dacă îți permite timpul de la Sibiu, cu pentru că dragul. Suntem și acolo recepționați, să stăm la o discuție despre, cum ai spus tu, numele nume românești, personalități românești din ceea ce înseamnă istoria Transilvaniei. Istoria mai veche, istoria mai veche. Și epoca modernă, da, timpurie. Nu pot să, da, vorbesc de secolul XIX, adică nu, da, că nu, dar nu, ne, am nu înțeles. La fel ca... Specialitatea și domeniul, da, tău fiind de cercetare, spuneai, evul mediu și începutul modernității. Și începutul epocii moderne. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, dumneavoastră pentru atenție și nu uitați, sănătate, că restul sunt detalii.